Salut și bine ați venit la Limba Germana cu Gerhard. Astăzi tema este Nu spune mit dem meinen Auto. Mulțumesc anticipat pentru a recomanda canalul meu. Deci, asta este o greșeală care face parte din greșelile pe care le facem sau pe care le faceți, fiindcă nu sunt vorbitor nativ de limba română, de departe nu sunt. Sunt anumite greșeli care le facem din cauza că creierul nostru lingvistic e programat după limba maternă și o să facem în limba engleză, în limba franceză, tot felul de calchier, deci greșeli, din cauza că încercăm să aplicăm niște reguli românești. Deci, de aceea, hai să facem pas înapoi și nu uităm ce se întâmplă la limba română. Deci, el vine cu mașina sa sau cu fratele lui sau cu părinții ei sau cu fetele noastre. Ce vedem aici? Noi, de fapt, în română avem o dublare de articol. Adică avem aici articol hotărât, adică mașina, fratele, părinții și fetele. Da? Adică noi nu spunem, acum vedem cum ar fi greșit, noi nu spunem cu mașină sa. Sau nu spunem cu fratelui. Nu spunem cu părinți ei. Da? Și nici nu spunem cu fete noastre. Da? Asta, ce înseamnă asta? Deci, în română avem două articole. Avem articolul hotărât, dar avem și articolul posesiv, sau putem spune pronume posesiv, dar nu contează. Pot pentru unii contează, dar în germană, gramatica germană s-ar spune că asta ar fi un articol posesiv. Da. Acum, în germană, logica ar fi cum am scris în paranteză. Adică, dacă folosim cuvinte de tip mein, dein, sein, mein, dein, sein, unser, euer, ihr, atunci trebuie să scoatem articolul hotărât. Adică nu spunem mit dem meinen Auto, dar corect ar fi pur și simplu mit meinem Auto. Ne? Aici, mit seinem Bruder și nu mit dem seinen Bruder. Ne? Mit ihren Eltern, dann nur mit den ihren Eltern. Mit unseren Mädels, nicht mit den unseren Mädels. Ja. Klar? Acum, este o situație în care se dublează ceva în literatură, se găsește așa, limba vorbită rar ori, dar vă spun că să fie mai complet. Ne? Dacă avem dieser, atunci putem folosi și dieser și man. Ne? Adică, ne? Ich komme mit diesem meinem Auto. Da. Și asta invers, eu nu sunt specialist în gramatică română, mi se pare că asta n-are loc în limba română. Da. Adică cu aceasta mașina mea. Da. Sau cu aceasta a mea mașină. Poate dacă ați citit mai multă literatură clasică în limba română decât mine, atunci spuneți, dați-mi, vă rog, exemplu unde apare asta. Probabil apar, dar n-am întâlnit. Bine, mulțumesc anticipat pentru întrebări, pentru alte teme. Pe curând, sper că v-am putut ajuta. Tschüss!